Gata, în sfârșit pot să vă dau o veste mare, mai ales pentru cei care sunteți deja monetizați, dar și cei care urmează în curând să fiți monetizați pe YouTube. YouTube a dat în sfârșit drumul și la noi în țară la un sistem de a face bani pe YouTube, care până acum era doar în teste. Și dacă nu sunteți în România, puteți să vedeți în lista următoare și dacă țara voastră se află pe lista celor care au primit super mulțumiri. Ce înseamnă aceste super mulțumiri? Privitorul, dacă apreciază într-un fel ori comunitatea, ori creatorul, ori videoclipul, pur și simplu cumpără o super mulțumire, adică va primi în schimbul unei sume de bani o animație și de asemenea comentariul va fi evidențiat cu o anumită culoare. După cum spuneam, butonul mulțumire se află în acest moment disponibil pentru toată lumea care a primit monetizare pe canalul său, așa că dacă vă aflați în această situație, verificați și voi dacă ați primit super mulțumiri și aștept și în comentarii răspunsul vostru. Ca să ofere această donație, privitorul se duce pe videoclip, apasă pe butonul donație și poate în schimbul unei sume de 10 ron, 25 de ron, 50 de ron sau 250 de ron să primească o animație diferită de la sumă la sumă și de asemenea și culoarea comentariului va fi diferită. E un excelent mod de a obține sprijin financiar de la comunitatea ta, iar în același timp, cei care donează se pot evidenția între restul suportelor tăi. Hai să vedem cum activezi acest buton de mulțumire și la tine pe canal. Ca să activezi acest buton, intri pe browser, atât de pe PC cât și de pe mobil, pe linkul studio.youtube.com, apoi te duci la generare de bani, la supers și apoi aici ai super mulțumiri. Activezi acest buton și va apărea pe toate clipurile tale și pe ce postezi de aici înainte, dar și ce ai postat înainte. Nu va apărea acest buton pe live-uri și de asemenea când faci premieră, butonul acesta va fi inexistent. Poți, bineînțeles, apăsând același buton, să scoți oricând vrei tu aceste super mulțumiri de pe clipul tău. Dacă ai un YouTuber favorit și știi că are o comunitate frumoasă, dar încă nu și-a activat butonul de mulțumire pentru că nu știe de el, dă și share la acest videoclip și ajută-l astfel să facă mai mulți bani. Ca să vezi la tine cine ți-a dat bani cu această metodă, te duci în YouTube Studio, te duci la comentarii și apoi poți să filtrezi acolo astfel încât să apară doar comentarii de la super mulțumiri. Bineînțeles, poți răspunde la comentariu, poți să-l fixezi, poți să dai inimioară și așa mai departe. Cum vezi câți bani ai câștigat cu această metodă de super mulțumire. Dacă vrei să vezi în total cât ai făcut, te duci în YouTube Studio, te duci la date statistice, la venit și apoi ai în partea de jos surse de venituri venit din tranzacții și ai super mulțumiri. Dacă vrei să vezi cât ai făcut la un singur videoclip, afel, te duci pe videoclipul respectiv, la date statistice, la surse de venituri și acolo găsești exact cât ai făcut din super mulțumiri. Nu uitați că din banii pe care îi dați creatorului, lui revin 70%, 30% rămâne către YouTube orice taxă bancară sau mai știu eu ce, care e legat de această tranzacție, va fi suportată de YouTube, deci nu faci decât să dai banii care apar acolo pe butonul respectiv. Nu uitați că dacă sunteți creatori de conținut și sunt persoane care achiziționează super mulțumit la voi pe canal, să vă arătați recunoștința pentru asta. Membrii care au făcut aceste achiziții vor aprecia dovada voastră de recunoștință. Ce puteți să faceți voi ca să scoateți în evidență pe cei care au cumpărat aceste super mulțumiri? În primul rând, puteți să răspundeți la comentariilor, puteți să dați inimioară, puteți apoi să-l fixați, bineînțeles să iasă în evidență. De asemenea, puteți să faceți voi un comentariu în care să mulțumiți la toți cei care v-au dat super mulțumiri. Puteți să faceți o postare pe comunitate, la fel în care vorbiți despre cei care au, au achiziționat aceste super mulțumiri. Puteți apoi la următorul uh, videoclip, la finalul lui, să amintiți de cei care au achiziționat aceste super mulțumiri. Ca și creator de conținut, de asemenea, trebuie să fie atent dacă unele videoclipuri primesc mai multe super mulțumiri decât altele. E prin care comunitatea de fapt vrea să sugereze că e interesată de mai mult de anumite subiecte decât de altele. Sunt mulți creatori de conținut care, de exemplu, anunță dinainte la ce vor folosi banii primiți din super mulțumiri, iar când s-a strâns suma de bani, arată comunităților ce au făcut cu acei bani. De exemplu, achiziționarea unui dispozitiv pentru YouTube, achiziționarea unui program de editare sau orice altceva, oamenii apreciază foarte mult transparența creatorului de conținut în legătură cu veniturile sale. Și dacă vrei să obții monetizarea mai repede pentru aceste super mulțumi, ai nevoie de 4.000 de ore de vizionare cât mai rapid. Dacă vrei să știi cum să faci aceste 4.000 de ore de vizionare fără chin, am în stânga un videoclip pentru tine și ne vedem acolo.